provine dintr-o familie nobilă de intelectuali, pe linie paternă din spița domnească a neamului Duca, iar pe cea maternă din vestita dinastie a vrăciuitorilor Țibârnă. Eu am fost un copil foarte șotios. Nu prea eram cu minte. Așa, dacă mă țin minte, de la 5-6 ani de zile. Și sigur că cu educația mea s-a ocupat mama. Mama era învățătoare la clase primare. Mă pedepsea de multe ori pentru năzbâtile care eu le făceam. Și mi se pare că asta a fost pentru mine o bună lecție. Și eu, deci, am înțeles că trebuie să fiu cu minte, să fiu ascultător, dar trebuie și să fac ceea ce doresc eu. Asta mi-e cel mai mult îmi plăcea. Nu îmi plăcea când cineva spunea, fă ceea. Vreau eu singur să fac ceea ce eu consider. Tata, profesor de chimie, îi permitea să asiste la lecțiile de laborator pe când era în clasa a șasea, adică mai avea un an până a cunoaște chimia neorganică. Năzbâtile mele din școală de acum erau legate de experiențele la chimie, făceam fel de fel de explozii, fel de fel de năzbâtii, dar în sensul că experiența miraculoasă care îi uimea pe toți sunt diferite de la apus privind și de la deci aprinderea de la sine, chipurile și așa mai departe. Și toate lucrurile astea mi-au plăcut și de acum în clasa 7 eu eram cunoscut cu experiențele astea și eu făceam experiență și sigur că în fața colegilor mei din clasă, mai ales în fața fetelor, eu arătam ca o persoană interesantă, care cunoaște că face chimie, face experiență, știe cum să le facă. Dintre a șapte mergea la Olimpiadele Republicane, unde întotdeauna ocupa locul întâi. În clasa a zecea a fost trimis la Olimpiada Unională în Rostov pe Don, unde a obținut locul 2 la chimie. Dar mama lui vroia să-l vadă medic, ca fratele ei, Constantin Țibârnă. Pentru mine era un foarte bun exemplu. Dar atunci când ne-am dus la el cu mama și cu tata și tata a spus că, iată, domnul Costache o să te ajute ca să intre la Universitatea de Medicină. Pe mine lucrul ăsta foarte tare m-a deranjat foarte mult, că eu trebuie să depind de cineva. N-are importanță că era fratele lui mama mea, dar nu vroiam să depind de nimeni, vroiam să croiesc cale proprie. Și atunci eu am început să lucrez la colhoz în vara aceea, clasa 9, apropo era cam aproximativ, și să câștig bani. Câștigam bani de acolo, nu știu, mai făceam, mai rezolvam niște probleme pentru cineva. Mai scurt am început să câștig bani. Pentru ce? Pentru că după clasa 10 să plec la Moscova, la Universitatea de Moscova, la Facultatea de Chimie. Când am spus acasă că mă duc, apropo, foarte mult seamănă cu mine fiica mea, pentru că ea tot ceea ce a hotărât singură, a mers pe cale proprie și băiatul la noi tot este sinistrător, numai puțin. Dar fiica, în mare măsură, în privința aceasta, înseamnă mic, cred eu. Poate soția mea să nu fie de acord cu mine. Dar iată, deci înseamnă că am plecat. Când am spus părinților că vreau să plec la Moscova, dar ei, mama a început să plângă. Unde te duci? La străini? Doamne ferește, noi nu-ți dăm voie. Și dar tu nici nu poți să te duci că nu ai bani. Eu zic, nu am. Și am arătat că eu am lucrat, și am strâns bani, am economisit și de aceea, uite, am bani suficienți. Pentru ca să mă duc cu trenul, pentru că acolo îți dau cămin ca să mănânc și să mă întorc înapoi după ce dau examen. Au plâns, dar n-au avut ceva. Și tata s-a bucurat așa, că eu ca chimist, și am plecat la Moscova și am susținut acolo examenele. Până la urmă, nu mi-a ajuns jumătate de punct pentru ca să devin student. M-am întors înapoi cu documentele, le-am dat la Universitatea de Stat, la Facultatea de Chimie. Am fost primit automat cu examen de la chimie și am intrat. Primele cercetări a început să le facă în anul 3, când profesorul Sâciov i-a propus să studieze peroxidul de hidrogen. Eu când mi-aduc aminte, profesorii de la catedră, de la facultate, mă luau, dar colegii ne luau în de râs.
peroxid hidrogen, ce asta e pentru nimic și asta e îndioptic ce fel de substanță și unii se folosește și pentru ce ea trebuiește și de ce voi vă ocupați. Iată, uite, noi facem sinteză, obținem compuși coordinativi, obținem compuși organici, obținem ce lumea, omul poate să folosească. Se elaborează tehnologii, deci pentru industrie și așa. Iată, asta înțelegem și noi, chimie. Dar voi vă ocupați cu o singură substanță. Iată, vreau să spun că profesorul Săciov colabora cu profesorul Anatoli Purman din Institutul de Fizică Chimică, așa numesc, chimică fizică, de la Academia Rusă din Moscova. Și iată, eu m-am ocupat cu chestia aceasta și am ajuns de multe ori la concluzie că peroxid hidrogen, tot cunoașterea despre el devine tot mai importantă și mai importantă pentru umanitate. Peste 30 de doctoranți care au susținut tezele și doctor habilitat unii de ei, mulți din ei au lucrat cu peroxid hidrogen. Și el are o importanță foarte mare, atât pentru autopurificarea mediului ambient, are o importanță foarte mare în agricultură, pentru că grație peroxid hidrogen se stimulează creșterea plantelor. Faptul ăsta este demonstrat natural. Așa e când cu peroxid hidrogen se conține în apa de ploaie. Iată, dacă dumneavoastră puneți o piele neagră, se observă foarte bine, începe să îndalbească și apoi dispare. Tot așa, dacă puneți o picătură de peroxid hidrogen pe piele, el se îndalbește, pe ce dispare albeață. Asta arată că peroxid hidrogen se conține în apa de ploaie. De ce apa de ploaie stimulează creșterea plantelor? De ce dacă noi irigăm plantele cu altă apă care nu conține peroxid hidrogen, plantele cresc mai rău? Au nevoie de apă de ploaie, anume de ce. Și multe alte fenomene, dar mai ales fenomenul ăsta de lupte contra virusurilor, contra corpuri străini care ne veresc în organism. În mare măsură sunt legate și de formarea peroxidului hidrogen în organismele fiei. Este așa un ferment, catalaza, care îl descompune deodată. Dar în cazul când vin situații de alarmă, când pătrunde în organism, deci un corp străin, imediat este peroxidaza care îl activează, formează radicali liberi și îl distrugă, îl lichidează. Iată războiul în interiorul, unul din războaiele din interiorul deci organismelor vii. Și mai ales acum ea și mai mult și mai mult deci are o importanță, pentru că imunitatea omului este în mare măsură legată și de sănătatea lui și de lungitatea de viață. Era plin de energie, dansa, juca teatru, basket, participa la alergări. Pentru a câștiga bani, noaptea mergea la descărcat vagoane. Îl cunosc din 1974, iată, practic 50 de ani, atunci când am venit la Universitatea de Stat din Moldova. Eram student la istorie, dumnealui student la Facultatea de Chimie timp de 2 ani, doar la vârsta de 22 de ani a fost ales liderul organizației de tineret a Universității de Stat din Moldova, organizația tineret care număra peste 8.000 de membri a acestei organizații. Și desigur se făceau multe lucruri, nu doar aspecte ideologice, se organizau diferite acțiuni de voluntariat, se organizau detașamente de construcții care plecau la construcții, competiții sportive, la diferite activități. Aceste capacități l-au ajutat și în viitor să ocupe la fel o poziție destul de activă. La 29 de ani, 1981, a fost ales președinte al Comitetului Sindical al Universității de Stat, a colaboratorilor, mă refer. Număra peste 2.000 de membri sindicatului și, desigur, avea misiuni destul de importante legate de securitatea muncii, condițiile de muncă, condițiile de trai a locatarilor, condițiile de odihnă. S-au dat în exploatare câteva blocuri locative pe strada Dimo pentru colaboratorii universității. Se organizau anual spartachiade sportive la care participau colaboratorii universității. Iată, toate aceste acțiuni, de fapt, se înscriu în istoria universității. Universitatea anul acesta, 75 de ani, a împlinit și o filă
din istoria universității, desigur, se datorită și activității domnului academician Duca. Absolut la toate posturile pe care le-a ocupat, a fost perseverent, punctual, devotat profesiei sale și aceasta îi aducea autoritate și succes în tot ceea ce făcea. Primele invenții brevetate se refereau la procesele de oxidoreducere în formarea vinurilor de calitate. Dar stagiul urmat între anii 1989-92 la Universitatea din Sapienza, Roma, l-au făcut definitiv să-și aleagă domeniul ingineriei mediului. Eram 18 sovietici atunci. Eu foarte repede am învățat-o, pentru că dacă eram din grupa latină, sigur că mai ușor mi s-a dat ceilalți, nu? Și eu îi ajutam, apropo, pe toți, scriam pentru ei referate, scriam pentru ei argumente, mă duceam la profesor, le traduceam. Eu eram acolo foarte întrebat și mie lucrul ăsta îmi plăcea, cât am fost la stagiune. Și iată profesorul Aurelio Mizite, care este și astăzi, să-i dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte. Era o persoană foarte simpatică, foarte inteligentă și el era. Mie îmi plac așa oameni. Eu cu așa oameni foarte repede prietenesc. El mi-a propus ca eu să, când eram încă la stagiune, să fac o lecție, două, la catedră. Catedra se numea Ingineria Sanitară, după ce s-a schimbat în Ingineria Ambientală, sub influența mea, apropo. Și să fac o prelegere, pentru că eu vorbeam despre chimie ecologică, vorbeam despre ce că, iată, există o știință în domeniul mediului care se numește chimie ecologică și ea este foarte necesară, ea se ocupă cu procese fundamentale, pentru că ecologia ca atare se ocupă cu procese fundamentale, dar mai mult biologice. Dar chimici nu este altă știință, dar avem nevoie, pentru că chimia este învinuită că ea poluează mediul și din cauza ei a apărut practic și ecologia și au apărut problemele acestei ecologice. Și eu vorbeam că totul ce din conjoară pe noi este foarte important din punct de vedere compoziției chimice. Pentru că dacă n-ar fi această compoziție chimică, atunci n-ar fi vietățile, nu ar fi omul în ultima instanță. Și compoziția chimică, deci, determină valoarea biologică a mediului. Ea se formează în baza proceselor care au loc în mediu, din univers, cosmos și pe pământ, și în baza acestor procese. De ce trebuie să știm procesele care formează compoziția chimică, adecvată valoare biologice de abitare? Aurelio Mizite propune să elaborez acest curs de chimie ecologică. Și am elaborat acest curs de lecții. Și atunci pe mine, din altă universitate, mă invitau și eu țineam curs de lecții. Și la Sapienza, la Universitatea din Roma. După 3 ani de stagiu, i-au propus să prelungească contractul pentru 5 ani. Era o propunere pentru a rămâne, poate, pentru totdeauna la Roma. Dar în Moldova, vreau să vă spun că noi am făcut tot lucruri foarte interesante, cercetări. Doamna Maria are un domeniu de genetică foarte important pentru astăzi. În general, toată lumea înțelege că fără genetică nu putem lupta contra acestor virus. Fără genetică nu putem stabili o sănătate, nu putem, deci, prelungi viața și este foarte important. Dar eu, din alt punct de vedere, deci, mă ocupam cu procesele, deci, fizico-chimice, mai ales de oxidoreducere, care au o foarte mare importanță și în genetică. A urcat treptele carierei științifice și didactice cu energia lui dintotdeauna. În 1983 era cel mai tânăr conferențiar din universitate, apoi șef de catedră, la 1988 doctor habilitat la 37 de ani și membru titular al Academiei la 48 de ani. Dumnealui are o capacitate de a vedea în viitor. Proiectul, într-adevăr, s-a soldat cu obținerea unui preparat care l-am numit Enoxil și a fost poate unul din cele mai frumoase rezultate obținute în acest program de stat, valorificarea produselor secundare vinicole. Avea capacități foarte pronunțate în selectarea direcțiilor de cercetare. Și el vedea unde sunt lacune și unde sunt perspective de dezvoltare a cercetărilor în domeniul chimiei ecologice. Una din cele calități importante care îl deosebește pe academicianul Duca este, în primul rând, este claritatea ideilor pe care le promovează. Și, evident, se deosebește prin aceea că promovează tinerii
cercetători și el chiar avea și o frază că mai bine să lucrezi degeaba decât să stai degeaba, pentru că când lucrezi se adună, vă zic, rezultate și aceste rezultate totdeauna cândva vor trebui. După prima organizație neguvernamentală creată la sfârșitul anilor 90, Terra Nostra, au mai urmat 4, care au finanțat expedițiile pe Nistru și Prut. A cooptat un program din SUA pentru o nouă fundație de cercetări de mediu. I-a coordonat activitatea fără a beneficia personal de vreun proiect. Putea renunța, dar păstra în memorie cuvintele bunielului. Un om înțelept căruia mulți cereau sfatul. I-a spus cândva nepotului său, fă bine și vei ajunge bine. În perioada aceea aveam un proiect și plecam des în Universitatea din California, Riverside. Și acolo am început să discut această problemă, fiind în această Universitate din California. Și am ajuns până la acest fond care s-a format, CRDF se numește, pentru cercetare și dezvoltare, a Statelor Unite. Puteai să câștigi proiecte pentru numai să-și schimbi direcția din sectorul militar în sectorul civil. Și după ce s-a ratificat, erau 8 milioane de dolari și a fost până în 2008. Deci condiția a fost așa, eu nu trebuie să particip deloc la valorificarea proiectelor, eu nu trebuie să am proiecte, soția mea categoric și nici copiii mei. Iată, eu am semnat așa un contract, că eu mă asigur că, deci, toată familia mea nu o să participe la aceste proiecte. Soția mea tot timpul plângea, spunea, din cauza ta, eu, toată lumea participă, dar tu înțelegi din cauza ta. Nu, așa e, ce se face? Și iată, eu prin asta am vrut să subliniez faptul că am format această fundație. Eu vroiam să fac pentru oameni, pentru comunitatea științifică. Eu vroiam să opresc degradarea ei. Peste 1000 de cercetători din Republica Moldova au beneficiat de granturile din Statele Unite. Peste 1000 au plecat în Statele Unite cu vizite, în laboratoare, în universități, în institute și așa mai departe. Peste 500 de americani au fost în Republica Moldova. Da, atunci se discuta că Academia trebuie închisă, asta până în 2004 a fost chestia aceasta. Eu susțineam Academia, că eu din 92 sunt membru Academiei, din 1992. Și pentru mine Academia era scumpă. Din punctul de vedere, nu numai faptul că eu eram membru Academiei, dar din punctul de vedere a faptului că eu eram conștient că în Academie sunt concentrate forțe serioase, științifice, care pot să schimbe lumea. Numai trebuie să le dai undiță. Nu trebuie să le dai bani, să le dai undița, să le dai posibilități ca ei să-și valorifice cei ce s-au format pe parcursul anilor. Pentru că un cercetător nu se formează într-o zi. Acei care gândesc în felul ăsta, ei amarnic greșesc și ei sunt acei care practic sunt diversanții dezvoltării. Și asta pentru că din știință nu poți să ai astăzi sau mâine chiar venit profit. Din știință, din cercetare poți să ai profit pe parcursul anilor. Multe descoperiri s-au făcut și 10 sute de ani a fost nevoie pentru ca să se înțeleagă sau ca să se elaboreze tehnologia sau să elaboreze un proiect de implementare a legii sau a unei descoperiri. Lucrurile acestea nu sunt așa de simple, dar nu poți să egalezi pe cercetători cu cei care produc, de exemplu, producție. Orice producție, începând de la, cum spun eu câteodată, începând de la chiroane până la chipuri. Este altceva. Este complet altceva. Acel care gândește, acel care este talentat, acel care este dotat, acel care are har de la Dumnezeu, acela nu trăiește cu noi. Acela trăiește în viitor. Asta noi pentru aceasta trebuie să-l susținem pe dânsul. Pentru că el trăiește în lumea viitorului. Și în lumea viitorului, dacă noi nu o să ajungem și o să murim, pentru că avem o limită de viață, o să ajungă copiii noștri. Și pentru asta nu trebuie să facem investiții în cercetare. Pentru că cercetarea produce cunoaștere. Dar această cunoaștere produce specialiști. Fără cunoaștere nu pot să producă universitățile specialiști. Și de atâta, eu din aceste considerente am mers și am format acest fond. Un fond care a fost foarte transparent, un fond în care n-am participat, un fond în care nu vineau banii din Statele Unite Americii în acest fond ca eu să-i repartizez. Nu. Noi numai ajutam
pe deci ai noștri ca ei să scrie proiecte și aceste proiecte să fie trimise în Statele Unite și Statele Unite să hotărască. Este bun? Va avea Republica Moldova beneficii din acest proiect sau știința beneficii? Și încă o problemă, e foarte tare, o urmăreau. Dacă aceste cercetări, ele într-adevăr o să contribuie ca persoanele care fac aceste cercetări, dar au făcut înainte de această cercetări în domeniul militar, își schimbă direcția în domeniul civil. Iată aceste două condiții foarte importante pe care le urmăreau. A venit în fruntea Academiei din postul de ministru al ecologiei într-o perioadă cu multă lâncezeală de lăsare și neimplicare. Experiența i-a ajutat să schimbe fața Academiei, să renoveze instituțiile, să doteze laboratoarele cu echipamente, să elaboreze codul pentru știință și inovare, să semneze acordul de asociere la spațiul european de cercetare și să susțină oamenii de cultură și tinerii savanți. Sala Azurii a devenit, pe fondalul polemicilor pe subiectul limbii, locul tradițional al prelegerilor de Ziua Limbii Române, locul reuniunii lingviștilor scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mai târziu s-a alăturat Congresul Mondial al Eminescologilor, devenind o tradiție la început de septembrie. După plecarea de la șefia Academiei, continua să dezlege tainele compușilor chimici. Este autor la 1800 de lucrări, inclusiv 94 de monografii. Sub conducerea lui au fost susținute 5 teze de doctor habilitat și 30 de teze de doctor în domeniul chimiei. Mereu a fost exigent, dar întotdeauna răbdător. Mereu a explicat orice nuanțe, neclarități, mecanisme, procese care se întâmplă în apele naturale. A fost destul de interesant, deoarece teza mea nu s-a limitat doar la un domeniu îngust de cercetare, dar de fiecare dată dumnealui venea cu idei noi, direcții noi, trebuie de făcut asta, cealaltă și așa mai departe. Pe lângă transformările fotochimice pe care le-am studiat în cadrul tezii de doctor, dumnealui a propus și a fost o idee foarte reușită de a efectua și anumite bioteste a compușilor pe care i-am studiat asupra unor specii de microorganisme. Fel, deci, printr-o direcție, abordare absolut nouă, inovativă, am obținut rezultate destul de frumoase și interesante. Decanul Facultății de Chimie la fel i-a fost discipulă, își amintește că era mereu prins în multiple activități, mereu promova idei noi. Împreună cu colegii săi din Rusia a fost inițiator și este fondatorul unei școli științifice noi de chimie ecologică. Este autor la primul manual pe timpuri unionist pentru toată Uniunea Sovietică de chimie ecologică, care a fost editat în Rusia, Republica Moldova, România și a fost tradus în trei limbi și acum este funcțional în cele trei limbi, limba română, limba rusă și limba engleză. Studenții au acest curs normativ de chimie ecologică și au posibilitate să aprofundeze în problemele legate de protecția mediului, de dinamica și cinetica proceselor chimice care sunt menite să contribuie la restabilirea sau la prevenirea poluării mediului acvatic, aerian, a solului și a tuturor mediilor de viață. Activitatea prodigioasă a academicianului Gheorghe Duca este apreciată de colectivul facultății și departamentului și în scopul recunoașterii, aprecierii aportului academicianului Gheorghe Duca în dezvoltarea domeniului chimiei ecologice și în dezvoltarea facultății de chimie și tehnologie chimică, colectivul departamentului chimie industrială și ecologică a ieșit cu inițiativă de a conferi departamentului și laboratorului didactic de chimie ecologică numele academicianul Gheorghe Duca. Într-un interviu mărturisea că nu este o persoană orgolioasă, dar a fost întotdeauna mândru de cele realizate. A fost alături de oameni spunând cândva: nu am fost niciodată un Diogen în butoi ca de acolo să administrez. L-am cunoscut pe domnul Gheorghe Duca și ca un tată iubitor, are o familie extraordinară. Nu e secret pentru nimeni că în spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie puternică. Și doamna Maria Duca o demonstrează. Pe parcursul întregii vieți a fost alături de domnul academician, dar în același timp a putut să-și realizeze
visul ei se afirme pe domeniul științific, fiind actualmente unul din liderii științei la Universitatea de Stat din Moldova în domeniul pe care îl profesează. Aș fi vrut să atrag atenția la un moment care va rămâne cu siguranță în istorie, cei doi copii ai domnului Gheorghe Găduca, cu un dat de relativitate utilizez acest termen. Vorbesc de Liceul Aristotel, care acum este unul din cele mai bune licee din Republica Moldova, și la bazele creierii acestui liceu a fost anume domnia sa și Universitatea Academiei de Științe Dmitrie Cantemir, care în anul trecut a fost unită cu Universitatea de Stat din Moldova. Baza tehnică, materială, colaboratorii care au fost uniți în această instituție merită tot respectul. De fapt, munca este ceea ce ne menține, munca este ceea ce ne unește, munca este ceea ce persistă în viața noastră de zi cu zi, chiar și acasă, chiar și în zilele de odihnă, chiar și atunci când noi plecăm undeva. Noi discutăm despre ceea ce facem, noi facem planuri pentru activitatea pe care o promovăm la serviciu. Și, de fapt, chiar și feciorul nostru s-a exprimat, că zice și mama la voi în casă, așa cum a spus Lenin, învățați, învățați și învățați, alte cuvinte noi n-am mai auzit. De fapt, asta a fost ceea ce ne-a promovat și copiii noștri au fost implicați și ei în aceste activități. Poate din considerente că au văzut eforturile pe care le-am depus noi pe parcursul anilor, atunci când au absolvit școala, au zis că în cercetare și în politică noi nu vrem să mergem. Și ei au ales alte căi de viață, astfel încât fiica noastră este acum în Londra și, de fapt, se ocupă și ea cu managementul datelor în cercetare într-o companie londoneză a Marii Britanii, care analizează și prognozează care ar trebui să fie trendul învățământului în Marea Britanie, reieșind din faptul că viitorul este o societate bazată pe cunoaștere. Cred că i-aș dori ca și în continuare să aibă tot atât de... adică tot ce urmează să fie de două ori mai bun și mai frumos și mai multe zâmbete decât a fost până acum luat împreună. Să-și amintească mereu de evenimentele frumoase, zilele pline de bucurii și să știe că întotdeauna a fost un tătic minunat. A fost o perioadă interesantă. Și știu că dumneavoastră tot mă întrebați că dacă eu regret, eu vreau să vă spun cu cea mai mare certitudine. Absolut deloc nu regret. Dacă câteodată ne gândim că mai bine rămâneam în Italia, de multe ori mă opresc la gândul că bine a făcut că am venit aici, pentru că am pus umărul la susținerea statului Republica Moldova. Am pus umărul la susținerea comunității științifice, am pus umărul la deschiderea unor instituții care au jucat un rol important pentru dezvoltarea științei și educației în Republica Moldova. Cu regret, nu s-a conștientizat, cu regret, goana aceasta după bani, după profit, după confort, ea nu are limite, ea distruge tot în calea ei. Cu regret. Asta este regretul meu. Dar faptul că am fost în Moldova, că sunt în Moldova, că sunt alături de colegii mei, că sunt alături de cei 30 de doctori pe care i-am pregătit și care activează în diferite instituții și din Republica Moldova și în diferite instituții din lume. Despre aceasta eu nu regret. Mai crede și consideră că vor veni vremuri bune pentru cei care produc pentru societate cunoaștere plus valoare și încredere în viitor.